Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la această lansare specială a unei cărți ieșite din comun în multe feluri. Bună seara a tuturor celor care îmi fac bucuria și onoarea de a fi împreună de asemenea în această seară minunată la librăria Humanitas de la Cismigiu. Le mulțumim gazdelor noastre. Lansăm cartea Pașilor, o minunăție de carte apărută în colecția Interior Intimo Meo la editura Spandugino și venind pe drum am stat puțin în parc și am încercat să fac un mic inventar cu ce îmi vine într-un fel automat, imediat, instantaneu, despre această carte și mi-am fișat între altele așa, e o carte frumoasă, o carte neobișnuită, o carte densă, o carte a căutărilor, o carte a prieteniei, a iubirii, o carte a bunei cuvințe, o carte a credinței, o carte a rugăciunii, o carte a poeziei, o carte a credinței în literatură, a atenției, o carte a drumului cu țintă cu tot, o carte în mod evident a urmelor, a așteptărilor, a atenției, a deschiderii, a discreției, a ochilor deschiși, a ochiului interior, o carte a hărților, a pelerinajelor, a călătoriilor interioare, o carte a inimii, a minții, o carte a vieții. Însoțitori pentru seara aceasta și pentru cartea aceasta și pentru cei doi coautori sunt de la dreapta la stânga Monica Pilat, Laurențiu Ciprian Tudor, domnul Teodor Baconschi, domnul Ioan Pintea și, bineînțeles, omul serii, doamna Liliana Ursu. O să mă îndrept mai întâi către Monica Pilat și o să o întreb cum însoțește această carte. Cartea Pașilor. Să țin un microfon. Da. Cartea Pașilor este o carte care te ajută să nu te rătăcești. Când vorbim de pași, pașii o pot lua în orice direcție. Dar această carte minunată îi arată cititorului drumul către lumină. Oriunde s-ar afla, oricât de disperat ar fi sau derutat, cine deschide cartea se poate bucura de un loc ferit, locul ferit, care este și titlul unei frumoase antologii din creația poetică a Lilianei. Este acel loc privilegiat pe care artista îl creează nu numai pentru ea, ci și pentru cine o citește. Cartea poate fi citită și ca un îndreptar. Eu vorbesc acum din perspectiva cititorului. Și pentru mine această carte este un îndreptar sufletesc și artistic pe care Liliana îl face împreună cu Laurențiu Ciprian Tudor posibil pentru oricine vrea să nu își piardă drumul în viață. Ce înseamnă să nu-ți pierzi drumul în viață? Să trăiești cu rost, să trăiești pentru a aduce bucuria și iubirea în jurul tău. Ceea ce ea face cu prisosință, dar o face dând exemplele vii ale vieții ei. Și aceste exemple sunt momente cruciale din viața ei, fie din viața ei de artistă, fie din viața ei de călătoare, fie din viața ei de singurătate, de încercări, de momente în care simte că nu este părăsită, că este vegheată și treptat. Vedeți, Cartea Pașilor este și o carte a pașilor cititorului pe urmele Lilianei, iar Liliana reușește
să transfigureze întâmplările vieții ei și să le dea un sens adânc și foarte bun pentru cel care vrea să învețe ceva din această carte. Ea reușește cu o putere extraordinară și ca artistă, dar și ca om, să transforme suferințele și încercările în, aș spune, în torțe de lumină. Ori lucrul ăsta este ceva extraordinar, este o alchimie pe care ea ne-o propune de a transforma lucrurile dureroase uneori ale vieții, pierderile și uneori și eșecurile, să ne ajute, ne învață cum să le transformăm în victorii. Cartea aceasta este cartea unui triumf al Lilianei asupra, să spunem, lucrurilor mai grele prin care a trebuit să treacă. Și aș zice că este aur aici, în cartea asta, este un aur al sufletului ei care se ridică deasupra suferințelor și vicisitudinilor. Ea păstrează un ton foarte egal și asta este o mare virtute și în fața succesului de public și în fața reușitelor recunoscute, dar și în fața momentelor în care ea este cu ea însăși, în fața foii de hârtie sau meditând asupra celor întâmplate sau în apropierea prietenilor. Aș mai vrea să spun ceva legat de pași. Ea ne propune un nou drum spre Emaus. În ce sens? În sensul în care toate întâlnirile providențiale din viața ei stau sub semnul Domnului. Și marile prietenii, marile călăuze pe care le găsește aproape sau departe, în țară sau dincolo de ea, sunt ca niște vitralii prin care lumina divină se filtrează, iar ea recunoaște în fiecare om care îi marchează existența în sens benefic prezența Domnului. Și asta înseamnă să trăiești atent, pentru că dacă ești atent, îți dai seama că ești vegheat. Ori ea tot timpul se simte vegheată și cred că aici este tăria și farmecul acestei cărți și bunătatea cărții. Pentru că cel care citește cartea, sau cel puțin eu așa am simțit, că atâta timp cât citesc cartea Lilianei, nimic rău nu mi se poate întâmpla. Este un adăpost extraordinar de bun pe care ea îl creează într-o lume tulbure, într-o lume sfâșiată de tot felul de nenorociri. Dialogul între ea și poetul Laurențiu Ciprian Tudor este foarte impresionant. În ce sens? Avem de-a face cu un om care ascultă, care pune întrebări foarte interesante și incitante, dar el are talentul de a asculta și de a găsi în ascultare atât frumusețea descoperirii celuilalt, cât și recunoașterea propriei sale ființe, propriei sale dorințe de spiritualizare. Pe de altă parte, cel care mărturisește, Liliana, cea care mărturisește, are acest talent
de a transforma, să spunem, un interviu, că începe ca un interviu, într-un sfat de taină. Și treptat, pe când citești, ți închipui pe amândoi vorbind în șoaptă. Eu așa cel puțin am simțit. Este acea intimitate sufletească și spirituală care se creează între doi oameni care nu numai că se împrietenesc vorbind, dar intră într-o armonie pe care pe urmă o dau mai departe. Deci consider că această formulă a dialogului care formează, să spunem, viața acestei cărți este benefică. Și nu pot decât să-i mulțumesc Lilianei și să-i mulțumesc poetului Laurențiu Ciprian Tudor pentru această bucurie mare pe care ne-au făcut-o. Mulțumim și noi, Monica Pilat. După mai mulți ani, e o premieră împreună din nou cu noi într-o librărie. E încă o veste minunată dintre multele vești minunate ale vieții noastre. Merg mai departe, merg către domnul Teodor Baconschi cu mare bucurie și de asemenea întrebând, cred că trebuie să apăsați pe buton, întrebând ce fel de pași avem noi aici. Pașii care, așa cum sugera doamna Monica Pilat, te și introduc, te și eliberează de labirint, dar dincolo de asta aș spune că sunt aici și pentru a ispăși câteva prejudecăți personale care îmi arată mărginirea. Cred că unul dintre cele mai spectaculoase moduri de a demonstra că n-ai înțeles nimic din esența culturii este acela de a declara că poezia e desuetă. Ca și cum există de fapt vreo formă a cunoașterii care să nu se miște în zigzag între simbol și metaforă. Fie că vorbim de cunoașterea pozitivă, de teoriile fizico-chimice sau cosmologice, fie că vorbim de diversele genuri literare, poezia este de fapt mediul în care cultura se dezvoltă, singurul în care poate să subziste, să iradieze și să transmită de la o generație la alta sensul lucrurilor cu adevărat esențiale. Deci, generația mea, cu tot egoismul ei, a cam crescut așa într-un cult al prozei, al filozofiei, al eseului, și m-am bucurat citind cartea să constat că cât de importantă e mărturia unei personalități intelectuale din care a prins și elita anilor 70, adică aceea în care interbelicul românesc încă pulsa și era reprezentat prin oameni cel puțin formați de alții care fusese la rândul lor în acea vreme încă de libertate. Nu? Deci asta e pe de o parte foarte important pentru mine, legătura între generații care îți permite și să constați ce s-a câștigat și ce s-a pierdut odată ce s-au adăugat pe scenă alte generații. Nu că ar fi mai proaste în absolut sau mai bune, dar e o mărturie importantă. În al doilea rând, când cei care scriu cărți, bun, se ascund în ele sau încearcă să se separe, nu, ca persoane de propria operă, e un fel de schizoidie inevitabilă aici. Și o carte de tipul acesta maieutic, în care cu acribia, insistența și ingeniozitatea de spiriduș a lui Laurențiu Ciprian Tudor, nu prea scapi. Eu am pățit-o, am o experiență, el e deja în situația de a recidiva. Oricât ai fi de abil în autodisimulare, în escapism, în autoidealizare sau în orice alt tip de legendă personală mistificatoare, omul acesta din Brașov, tânărul acesta care întreține acolo trei sferturi din cultura orașului, știe cum să te tragă de limbă, știe cum să scoată din tine, min de rien, niște chestii pe care n-ai fi fost nici a priori dispus să le declari, să le mărturisești.
Și apoi, cred că între cartea care ne trădează pentru că ne ascunde și memoriile convenabile care încearcă să fasoneze o posteritate cât mai măgulitoare, tipul ăsta de dialog scoate la iveală, de fapt, ce e mai adevărat într-o persoană. Și exact asta s-a întâmplat, cred, și în cazul dumneavoastră. Altfel v-ați fi scris memoriile, dacă era vorba, cu mult mai multă autocomplezență, cu niște strategii autoriale de rotunjire a unghiurilor, în fine, ocolișuri apologetice, să zicem. Bun. E, în cazul ăsta apare o imagine care freamătă, este vie, e autentică și care, fără îndoială, are o valoare adăugată în raport cu cartea ca ipostază care ne exprimă și ne trădează pentru că ne ascunde și memoriile care reprezintă doar un act avocățesc în fața eternității. De asta cred că merită să citiți cartea. Este o carte multietajată, o carte care conține nu doar dialogul propriu-zis, ci tot felul de documente interesante, de amintiri și așa mai departe. Și să vedeți, dincolo de această fațadă creștină și discretă, prea discretă, aș spune, în lumea noastră obsedată de exhibiționism și atât de narcisică, să descoperiți o persoană care a văzut esențialul în cultura română și europeană, a făcut o punte transatlantică extraordinar de fertilă, a continuat ce avea mai bun anglistica românească și a avut destule vârfuri și totodată a rămas poet, fundamental poet, adică cineva care înțelege lumea poetică, asta ne însemnând că o însiropează, o edulcorează, o trădează o dată în plus printr-un fel de idealism naiv, ci tocmai prin faptul că poezia e cea care îți permite ca om să-ți depășești limita pentru că te ajută cel mai mult să-ți recunoști vulnerabilitatea, nu doar în fața morții, ci practic cea de zi cu zi, cea pe care, de care vrei să scapi prin tot felul de strategii mai mult sau mai puțin perfide. Deci este o reușită. Recunosc că m-am apropiat cu aerul că nu e genul meu cartea asta și că, bun, acum sigur, dar după ce o deschizi, te captivează cu adevărat. Nu e o frază de marketing, este o experiență pe care am trăit-o și eu și pe care vă recomand din toată inima. Mulțumim, domnule Teodor Baconschi, subscriu și întăresc recomandarea dumneavoastră. Mergem către părintele și poetul Ioan Pintea, cândva, de fapt, cred că până astăzi, în multe feluri, apropiat de cineva care spunea dăruind vei dobândi. Cartea aceasta e un dialog într-o primă fază între doi poeți, dar ajunge să fie ceva legat de teoria vaselor comunicante, nu-i așa? Da, poate fi și o carte de ucenicie, să spunem așa, și pentru poezi și pentru cei care merg pe această cale, pe acest drum, fac acești pași către duhovnicie. În primul rând aș spune că e o carte foarte, foarte sinceră, așa cum sunt toate cărțile Lilianei Ursu. Eu sunt un cititor al Lilianei Ursu, în primul rând, și aș vrea să vă spun că i-am citit poezia, cărțile de poezie și cele de mai demult, traducerile pe care le-a făcut, traduceri solide, și pentru generația mea au însemnat foarte mult. Mă gândesc la Liliana Ursu, mă gândesc la Dinu Flămând, care este prezent aici, mă gândesc la Aie Baconschi și așa mai departe. Noi ne-am alimentat, să spun așa, poetei din aceste mari traduceri care s-au făcut la un moment dat în literatura română. Cartea este o construcție foarte, foarte bine gândită și aici îl laud pe Laurențiu. Laurențiu, care ați aflat, are deja experiență în dialog, nu în interviu, că interviu ar fi altceva și dialogul altceva.
Mă gândesc la cartea pe care a făcut-o cu Teodor Baconski și sigur la multe interviuri foarte bine construite. Deci o carte bine construită și sigur construcția aceasta vine și din partea lui Laurențiu, dar vine și din partea Lilianei Ursu. Deci o construcție solidă, foarte, foarte interesantă, pentru că construcția aceasta are în materialul ei și poezie, are și dialog, are și fragmente de proză și, sigur, amintiri și traduceri. Deci mi se pare extrem de important acest lucru, construcția aceasta. Și sigur că e scrisă cu o sensibilitate creștină aparte și, așa spunea și Teodor Baconski, foarte discret, într-un fel anume, apare această ceea ce noi numim credință. E foarte discret și e tainic cumva și în poezie și în întâlnirile pe care le are, pentru că e și o carte a întâlnirilor. A întâlnirilor, să spun așa, cu locuri, cu intelectuali de mare suprafață. Iată, mă aduc aminte o întâlnire cu Noica, care e o întâlnire foarte, foarte scurtă, dar atât de percutantă, care rămâne emblematică pentru biografia Lilianei Ursu. Întâlnirea, nu-i așa, cu Ghețimani, mănăstirea Ghețimani, unde a fost călugăr Thomas Merton și așa mai departe. Thomas Merton, care pentru mine este unul din autorii foarte mari și un călugăr pe care îl vizitez, să spun așa, foarte mult, adică citindu-i cărțile. Și nu e timp aici să vă dau un citat foarte interesant din jurnalul lui, unde vorbește despre cei care îl iubesc pe Dumnezeu și scriu poezie și de multe ori poezie nereușită. Adică se referă la poeții, să spunem, preoți, la poeții călugări. Și foarte interesant de ce laicilor, să spunem așa, poezia creștină le iese foarte, foarte, foarte bine. E un text interesant din Thomas Merton. Sigur, Liliana Ursu ne face cunoștință în această carte, cum spuneam, cu locuri pe care le-a vizitat, nu atâtea locuri în America, în Țara Sfântă și așa mai departe, dar și locuri cu care se identifică. E identificată pentru totdeauna cu Sibiu, cu Brașovul, cu Bistrița, să spun așa. Și există o identificare nu numai poetică, nu numai la nivel poetic, ci la nivelul acesta absolut realist. E interesant felul în care Liliana Ursu își construiește poemele. Și astea, poemele acestea în toate cărțile, adică ai un element preluat din realitate, un element concret, clar, un peisaj, o personalitate, știu eu, un deal, un munte, o clădire, și îl transform în poezie. Nu este ușor să faci acest lucru și poezia aceasta să nu sune a proză, adică să sune poetic, să aibă muzică, ceea ce este foarte, foarte important. Cartea, spuneam că e construită foarte, foarte bine, și întrebările. Dacă veți citi cu atenție întrebările, avem de învățat și din întrebări. Pentru că Laurențiu are puterea aceasta nu de a îl întreba pe celălalt ceva foarte simplu, foarte... Și lucrurile sunt mult mai adânci și sigur că cel care răspunde vine cu adâncimile lui. E o completare, e o carte care... e complementar între cei doi autori. Sigur că e o carte fascinantă, e o carte pe care nu o lași din mână, eu așa am citit-o. Sigur că sunt personaje în această carte, deci oarecum m-a interesat și acest lucru. Însă vreau să vă spun că e una din cărțile care m-au topit, una din cărțile care
atât de mult mi-au intrat la inimă, încât deja acum sunt la recitirea ei. Pentru că e o carte în care mi-am găsit eu autorii pe care i-am frecventat și îi frecventez. Deci lumea Lilianei Ursu e o lume pe care eu o cunosc foarte bine, pentru că locuiesc și eu în această lume. E o lume ferită, cu mari poeți, cu foarte importanți teologi, cu locuri extrem de importante pentru teologie, pentru poezie și așa mai departe. Deci în locul acesta ferit pe care l-a creat Liliana Ursu și Laurențiu, mi-am găsit și eu un mic locșor, adică mă pot raporta la poeții de acolo pe care și eu iubesc foarte mult, la teologii de acolo, la locurile de acolo, și astfel cartea e o carte cu care mă identific foarte, foarte, foarte tare. Sigur că s-ar putea discuta. Cartea aceasta, domnul Pătrășconiu a sugerat la început, fiecare capitol ar trebui discutat. Deci ar trebui să discutăm fiecare capitol, pașii făcuți în acel capitol. E o carte foarte densă, dar e o carte foarte plăcută la citit și o carte pe care după ce o citești, te simți îmbogățit, adică ai mai învățat ceva și îți spui, iată, pe urmele pașilor Lilianei Ursu se poate merge. Deci poți să urmezi pe Liliana Ursu. E foarte important acest lucru. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, Ioan Pintea, subscriu încă o dată, întăresc ceea ce spuneți, putem merge pe urmele pașilor doamnei Liliana Ursu. Îl felicit pe Laurențiu Ciprian Tudor și colegial. Cred că nu este o specie deloc comodă să faci dialog adevărat, dacă îmi îngăduiți așa ca un coleg în zona aceasta. Realmente e o performanță ce reușește domnia sa aici. E o carte care se chema așa de la bun început. Ce ne puteți spune din bucătăria ei, în seara asta din sufragerie și așa mai departe, Laurențiu Ciprian Tudor, vă rog. Vă mulțumesc. Și ce sufragerie! Adică, da, spuneați că, Părinte Pintea, spuneați că e o carte de ucenicie. Păi eu am ucenicit la toți oamenii care sunt aici, și la dumneavoastră, și la doamna Pilat de vreo două ori, și așa mai departe, și am fost de-a dreptul fericit să o fac. Pe domnul Baconschi l-am chinuit că probabil numai când mă vede, așa, dar am făcut-o cu bucuria aceea de a recunoaște oameni adevărați, așa, oameni cu o mare. Mereu am avut sentimentul că m-am apropiat de aceste personalități, că sunt pe marginea unui izvor cu apă rece și așa îți speli fața, apă în palme și o bei și te bucuri că ți se întâmplă lucrul ăsta, pentru că nu până la urmă, sau în primul rând, suntem suma întâlnirilor pe care le avem. Este apă vie. E 100% e apă vie. Deci asta spun, suntem suma întâlnirilor pe care le avem, oamenilor majori pe care i-am cunoscut. Pe de altă parte, doamna Pilat spunea că știu să ascult. Păi cred că știu să ascult, pentru că dacă n-asculți, nu iei tonul corect. Știți, fiecare om are o muzică. Văzduchiștii din ziua de azi spun că are o vibrație. Nu, eu prefer să spun că are o muzică, are un cântec, pe care dacă nu asculți și nu știi să te deschizi, să fii receptiv 100%, nu o să o auzi. Și nu o să-ți iasă nimic din ce vrei cu omul respectiv dacă nu faci asta. Pe de altă parte, și cu domnul Baconschi, și cu părintele Pintea, și cu doamna Pilat, nu i-aș fi căutat dacă nu i-aș fi găsit deja. Deci suntem în plin duh pascal 100%. Deci pe lângă ton, pe lângă cântecul despre care v-am spus, sunt oamenii
cu care e păcat să nu te plimbi, da? Să nu dezvolți un soi de peripatetism, da? Să te duci acasă în sinea ta, cea mai adevărată și cea mai ascunsă, cea mai ferită, îmbogățit. E clar că suntem într-o aceeași familie de spirite, dar eu am rolul de isonar domnilelor de protopsalți, dar să știți că fără isonar nu iese cântecul bine, deci cineva trebuie să țină isonul. Știu ce vorbesc, am cântat câțiva în muzică psaltică, deci știu bine ce spun. Iar scopul nu este să-ți mângâi orgoliu de sine. Dacă faci asta, ai pierdut tot. Nu, scopul este ca muzica care iese din întâlnirea psaltului cu isonarul să-l ridice pe om, să-i aducă aminte de firea sa adevărată, să ne aducă aminte de paradeisos. Spuneam cu doamna Liliana Ursu că această carte a noastră este o grădină. Noi așa o vedem, despre asta vorbim, vă propunem o grădină și nimic mai mult. Ea nu e doar o carte, formula, așa cum a spus Părintele Pinte, este o formulă atipică, sunt mai multe cărți care cumva se suprapun creând un fel de palimpsest, doar că una din ele nu o șterge pe cealaltă. Da? Ești ca într-o țesătură în care poți să te plimbi, un soi de labirint blând de unde poți să ieși, da? Și să te duci acasă, așa cum v-am spus. Pe de altă parte, e o formulă din prefața cărții care, din punctul meu de vedere, reflectă cu adevărat ce este cartea asta. Doamna Pilat spune că această carte este ca acele bisericuțe care apar lactitori pe freșcele bizantine. Știți, e bisericuța aia mică pe care ctitorul, tabloul votiv, pe care ctitorul o dă fie Maicii Domnului, fie Mântuitorului. Asta e cartea. Doar că ea stă în mâna doamnei Ursu și eu îi dau pensulele acolo. Da. Deci nu m-am ocupat eu de frescă, eu doar am dat pensulele. Cam atâta, evident, a fost o întâlnire fericită 100%, pentru care mulțumesc celui de sus și să dea Domnul să mai am întâlniri de-astea în care simți realmente că dospești. Amin. Slavă celui de sus, nu? Mulțumim încă o dată, Laurențiu Ciprian Tudor, și din nou felicitări pentru acest proiect admirabil. Avem bucuria să fie cu noi în această seară personajul central al cărții, și anume avem bucuria să fie în persoană personajul central al cărții. Totuși, doamna Liliana Ursu, ce fel de pași sunt aceștia? Fiecare pas e o sosire, nu-i așa? Deci, acești pași m-au ajutat să ajung, în primul rând, la mine. Să redescoper ceea ce am pierdut, să reimaginez ceea ce am visat și mai ales să pot să ajung cât mai aproape de ecoul pașilor lui. De aceea această carte, când mi-a fost propusă acum 8 ani de Laurențiu Ciprian Tudor, și mulțumesc pentru gândul cel bun, nu știam prea multe, știam că e poet și am chiar citit o carte și chiar mi-a plăcut, dar am spus, zic, totuși, știți ce? Trimiteți-mi câteva întrebări, 3-4, și vedem dacă facem cartea. Și mi l-a trimis, minunate erau, m-au iscodit și m-au făcut să-i răspund și să dau 5 răspunsuri la cele 5 întrebări. După care, sigur, viața bate filmul și tot ceea ce ne dorim noi, până la urmă, cum se spune, ia forme uneori alegorice de-a dreptul și alteori blândețuri tandre, cum sunt venirea celor doi nepoței ai mei,
pe care îi salut din nou, Andrei, și cu cel mic, cu Alexandru, 6 ani și un pic și 11 ani. Le place să cărticească, cum zice Andrei. Și pe urmă, sigur, au fost și alte întâmplări fericite. Cartea mea de căpătâi, Antologia locului ferit. Pe urmă a venit Fericita Lumină. Și câteva traduceri, Bruce Weigel, Tess Gallagher și încă câțiva. Deci, iată, anii erau umpluți, zilele mele erau pline. Și atunci am zis, îmi pare rău, dar am să-l refuz. Și am spus, îmi pare rău, dar nu pot să continui cartea pentru că nu am timpul fizic și cartea asta merită mult mai mult decât așa o superficială întâlnire cu mine, cu poezia, cu vocile la care mă gândeam că ar trebui să fie, cu oamenii de răspântie pe care îi doream în cartea mea, cu toate acele, cum să zic, tainice și speciale întâlniri pe care Dumnezeu mi le-a prilejuit. Și am înțeles și au trecut ani și în februarie, nu? Sfârșit de ianuarie, început de februarie 2020, nu știam ce se va abate peste noi, îmi spune, doamna Ursu, să știți, ultima strigare. În clipa aia m-am frisonat, mi-am dat seama că am o vârstă, că sărită de 70 de ani, că trebuie să, că timpul, cine știe câtă răbdare o să mai aibă sau nu cu mine, și am zis, da, bineînțeles. Și vreau să vă spun, ați mai spus asta de vreo două ori și lumea o să creadă că eu chiar sunt un om rău. Nu, sunteți un om care îi atenționează pe cei care uită ce vârstă au, cum se întâmplă mie, m-ați înțeles? Ei, și atunci i-am spus, da, facem cartea, gata, de mâine începe, să trimiteți întrebări. Și a început, și cei 2 ani de pandemie i-am petrecut primind e-mail-uri și răspunzând și scriind această carte care m-a salvat de la nebunia din jur, de la sentimentul acela de că totul se duce și că piramida e din ce în ce vârful îngropat și nimeni nu mai știa, nu mai avea criterii. Știți, nici nu vreau să pomenesc, să o dăm uitării. Lucrurile cele rele trebuie să plece, să rămânem cu noi aici adunați ca la un foc în jurul unei cărți și să ne bucurăm așa unii de alții și de ziua asta miraculoasă care e afară. Și eu vă mulțumesc că sunteți atât de mult veniți aici în jurul cărții mele, da? Și e a 33-a carte și atunci când am realizat că e a 33-a carte, am zis, cu atât mai mult trebuie să fac cartea asta, cu atât mai mult trebuie să merg. Da, adică e un nume care te poate lăsa indiferent, nu știu, așa. Și atunci am zis, mergem mai departe. Și iată, așa s-a ridicat cartea. De-aia l-am avertizat. Să știți un singur lucru. Eu vă răspunde punctual la întrebările noastre clasice, ce aveți pe masă, ce aveți sub masă de lucru și așa mai departe, dar să-mi permiteți ca uneori să vă răspund printr-o poezie, printr-o parabolă, printr-o proză recent scrisă, lucrez acum la o carte de parabole și de proze scurte, și zic să le încerc, să le pun aici, să le așez aici, și mai ales prin pagini de jurnal. Sunt vreo 50-60 de pagini de jurnal. Vă dați seama, un răspuns de 50 de pagini există în cartea asta. Sunt americile mele, un cub Rubik, cum l-am numit. Și după aceea am zis, da, eu sunt și o călătoare. Atunci am făcut, în cartea asta trebuie să fie și călătorile. Adică fiecare trebuie să găsească. Știți că într-o casă, fiecare unul își alege o cameră, etajul, că altul vrea la vedere la grădină. Așa m-am gândit să fie cartea. Cine iubește poezia? Și atunci în carte, când am numărat, nu mi-a venit să cred. Sunt, e o carte de poezie, sunt 50 de inedite, scrise în ultimii ani. Un volum de poezie, da? Deci cine iubește poezia poate să ignore vocile, filozofi, tot ce fac eu, să se ducă numai la poezii. Pe urmă m-am gândit așa, dar stai că nu e drept. Care sunt cei mai importanți pași? Sunt pașii spre el. Și care sunt? E Țara Sfântă în care am ajuns, m-a ajutat să ajung bunul Dumnezeu. Nici nu pot să pun cuvinte și adjective înainte, Patmosul, și cu asta am spus tot, fiecare știe despre cine a ajuns acolo, sau chiar dacă n-a ajuns, citindu-l pe Ioan va înțelege despre ce vorbesc. Și după aceea m-am gândit și la Constantinopol.
Istanbulul, Constantinopolul nostru, da? La Herne, la tot ce înseamnă acolo. Asta nu înseamnă că aceste drumuri inițiatice care m-au îmbogățit și m-au ajutat să rezist urâtului din jur, răutății, și am zis: Doamne, învață-mă să iert, atâta te rog, să iert și să nu mai fiu mândră. Astea sunt problemele, eu spovedanie publică, cu care încă mă mai lupt, evident, fiecare, cred că orice autor sau orice om care, mă rog, se pretinde creativ pe pământul ăsta, are și aceste iuțimi de gând, că vezi, Doamne, nimeni nu scrie ca el, nimeni nu cântă ca el, nimeni nu, și așa mai departe. Deci o carte de călătorie, o carte de pelerinaje, o carte de poezie, de proze scurte, și mai ales este o carte despre oamenii frumoși din viața mea, despre marile întâlniri. Am o galerie a gingașilor care începe cu cine credeți decât cu părintele Sofian. Sofian Boghiu, da. Cu el începe și merge prin nu l-am cunoscut, dar l-am cunoscut mai bine decât l-aș fi întâlnit pe Daniel Sandu Tudor și Rugul Aprins, sau pe părintele poet de la Cernica, părintele Ignatie Grecu, care e un poet minunat și care, auziți ce definiție a dat sfinția sa poeziei. Asta, părinte, dar ce odată l-am întrebat? Zice, să știți că au venit păsările, au venit, e primăvară, au venit rațele la... Eram cu Dan Verona și cu Monica Pilat, eram toți trei așa, și am o plimbare cu Monica, cu părintele și cu poetul, minunatul poet, cu Dan Verona, noi trei la Cernica și întâmplările de acolo. Și am spus, ce e poezia? El s-a oprit așa, că are așa e ironic, are un duh balcanic așa, deși e un trăitor și un curat cum n-ați mai pomenit. Și zice așa, zice, poezia? Păi cum, zice, știți cum e? E asemenea pânzei de păianjen ce ține în spate osia lumii. Ce definiție extraordinară! I-am mulțumit și adică peste tot am spus, am povestit-o. Deci, ia că v-am dat numai câteva. Pe urmă, e o carte a pașilor, pentru că sunt jurnalele americane, da? Pe care eu le-am... Vreau să spun acum, mărturisesc prima oară că cartea pașilor, la început, mă gândeam să fie o carte numai despre America și despre anii mei de acolo și, mă rog, ce-am trăit, scritorii, poeții, dar cel mai mult este o carte despre poezie. Că ce este poezia decât asemenea? Este asemenea migdalului care, nu știu dacă știți, scoate mai întâi flori și după aia scoate frunzele. Adică e o taină și un miracol... De necuprins în câteva cuvinte, dar am încercat și o să-l cuprind în carte. Și până mi-am zis, stai că noi suntem, m-am gândit așa, când m-am gândit să fac, la Strasburg am ținut patru conferințe, dar una dintre ele s-a numit Dunărea, scritorii Dunării, Dunărea, o șeherazadă. Și atunci am luat de la... venit de acolo și venind până la Panaitistrati, la ai noștri, la Magris, și până m-am zis, cum spune Peter Esterházy, conte, matematician, un minunat romancier maghiar, în cartea Despre Dunăre, se numește, cred, de privirea contesei Han-Han, așa, care vedea doar cu un singur ochi, așa, și el spune așa la un moment dat, îi spune soacrei lui, te rog, taci, amplifici haosul, nu mai vorbi atât, amplifici haosul. Așa că nici eu n-aș vrea să vă mai vorbesc foarte mult, dar trebuie să mulțumesc încă o dată și să vă povestesc, pentru că cartea se încheie cu continuitate. Așa mă întreabă Laurențiu, cum văd eu lucrurile? Și păi, cartea asta am ținut ca pe un pod spre cei de mâine, că altfel n-aș fi scris-o, pentru ei doi, da? Pentru de bunii s-a gândit să le facă un dar lor. Așa, Alexandru, fă-mi cu mâna. Și el mi-a spus așa, bunii, așa îmi spune, bunii, vreau să spun ceva fericit, dar spune-mi, știi că și eu am un cer mic în mine? Și el desenează numai sfință, știți, cu carioci, nu are case, brazi, și ultimul care l-a desenat este Sfântul... cine e cel gros pe care l-ai făcut tu? Ha? Izvorătorul de mir, exact, exact. Și am zis, pe ce l-ai făcut? Sunt Ioanie, e subțire, toți sunt subțire, masiați, cu plin de aripi și de cruci pe ei, așa? Și spune, păi pune, zice, tu nu-ți dai seama, el e gras pentru că e plin de mir. Toți avem nevoie de mir. Păi cum să nu fie gras? Că el trebuie să dea mereu mir, să aibă mirul în el și să-l dea la toți, că altfel cum... Da, așa. Iar Andrei, care se ascunde acolo și cărticește, așa, pe la vreo 4 ani, ne rugam, făceam rugăciunile de seară, îngerașul, tatăl nostru, și el spune, bunii, oprește-te, de acum
să spui după mine de trei ori, după rugăciunile astea, de le știe toată lumea, te rog să spui ce spun eu. Hai, spune ce spui tu, să nu fii rună zdrăvănie, ce nu. Trăiască Dumnezeu! Așa că ăștia sunt voinicii mei și mulțumesc lui Mihnea că îi crește așa de frumos și că este, că băieții sunt duși pe la muzee, merg cu bicicletele, ieri au fost până în Herăstrău toți trei, m-am și speriat, zic, cum ajungeți voi până acolo și așa mai departe. Dar... deci vai, ce ți-aș mulțumi că de atâtea ori mai vreau să, până vă pregătiți, să mai spun eu un lucru. Doamna Ursu m-a avertizat, mi-a spus: auzi, tu să ai grijă să pui mai mult la muncă poetul, lasă-mă cu sociologul, cu antropologul, tu mai întâi să-l pui la muncă pe poet. Și pe creștin, să pui întrebările astea plăcute mie. Și la un moment dat, adică apropo de copii, am zis așa, eu am să închei, dar eu nu pot să citesc poezie jos. Deci vă dați seama că voi vă întâlniți acum cu poeta, în primul rând, acum că eu am mai făcut și am bucătărit și am făcut și eu ce am putut, așa, dar vreau să... Nu vă țin mult. E ca un buchet de floricele. Atâtea flori am primit Monica și cu mine. Și deci este așa. Deci dacă îmi permite... Ușor, ușor, ușor. Eu o să vă fiu stativ fericit. Da? Stativ, nu, e mai bine. Acum, cum zici tu? Deci am să încep cu inimile poeților, da? Că poeții, o să vedeți ce și cum. Așa, o secundă, să ajung la... Nu, dar n-am spus de copii. Apropo de copii, de cer. Uneori misterios, cerul e un decor în afara timpului. Aripile nu mai au vârstă, ca și cuvintele cu care mă îmbrățișez. Ființa gândului e cristalul sau cristalinul copilului care vede prima oară cerul. Și acum, sigur, poeții au mai multe inimi. Un citat din Sfântul Isaac Sirul: coboară în inima ta, iar acolo vei găsi scara pe care vei putea să te înalți. Sigur, poeții au mai multe inimi. Cu o inimă se trezesc dimineața, cu alta adorm seara, cu alta plâng, cu alta se bucură, cu altă inimă urcă muntele și înalță zmeie, până ce capătă și stelele inimi și cafelele cappuccino din Sighet. Sigur, poeții au mai multe inimi, cu una iubesc și ridică până și cerurile cu un centimetru mai sus, cu alta suspină de se zăpăcesc până și anotimpurile și iarna uită să mai vină și vara uită să mai plece, iar cititorii lor simt cum, așa, deodată, în piept le cresc alte 2, 3, 1000 de inimi și de bucurie unii chiar sărută mâna și apoi inima celor care le-au scris. Sigur, poeții au mai multe inimi, dar numai una singură îl scrie pe Dumnezeu. Acum alta, care este pentru tatăl meu. L-am scris-o chiar în insula Patmos. Da, mai bine. Și stau la masă cu îngerul meu în Patmos. Tată, stau la masă cu îngerul meu în Patmos și îi vorbesc despre tine. Cum la 70 de ani ai sădit 100 de pomi și despre jurnalul tău cu muncile de primăvară, cu muncile de toamnă și despre cartea ta, despre locomotive, dar mai ales despre iubirea pentru mama, ce mai răzbate încă din scrisorile către ea, pe care le-am găsit înfășurate în voalul de mireasă și despre cum ai vopsit tu toate ușile în alb. În fața oamenilor buni, ușile se deschid singure, îmi spuneai zâmbind, iar pașii tăi, copila mea, vor deschide poteci noi spre locuri curate, necunoscute ție acum. Și îngerul meu păzitor îmi șoptește să te faci negustor de lucruri înalte. Au trecut ani, tată, și eu sunt pe această insulă sfântă și stau de vorbă cu îngerul meu și îi povestesc eu despre inima ta mare, uriașă, în care ne strângeam cu toții, iar tu ne împărțeai mari felii de pace. Fierbinte m-am rugat la îngerul meu să aibă grijă de noi,
eu încă aici pe pământ, tu deja în ceruri. Și acum mi-am pus semne, sper să nu fugă. Acum e o poezie despre anii aceștia târzii și poezia. În anii târzii încerc să creez poezia ca pe un obiect brâncușian, să aibă sveltețea sufletească a păsării măiastre și inocența capului de copil. Să respire aerul sărat al mărilor și lumina de sub aripa privighetorii, să o șlefuiască lin, 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 de mătase să-i fie împreunatele cuvinte, erosul limbii, mânghietoarele silabe, taine, taine, foșnetul pădurii din fiecare vârstă, ceea ce întrezărește poezia e veșnic. Putem să și aplaudăm, doamna Ursu? Nu. Niciodată la poezie, la sfârșit. Mi-aduc aminte de cuvintele lui Cristof Andrei, care spune, relația noastră cu fericirea se sprijină pe echilibrul subtil între înrădăcinare și zbor. Superb, superb. Și cred eu că, da, am găsit-o. Este un poem în proză. Fastuos, baroc, destinul mă face pasăre sărutată de ceruri. Alteori mă aruncă în brațele mării, numite poezie. Fastuos, baroc, destinul îmi așează sufletul ca la fotograf pe un scaun înalt, din care lumea se vede verde smarald și se aude tot mai aproape. Zâmbește, zâmbește, gândește-te că ești o fragă între atâtea găuri negre ale universului, dar cea mai tainică și mai puternică lumină rămâne nădejdea. Fastuos, baroc, destinul îmi așează pe frunte cu nuna unui vers și razele rugăciunii în pletele argintii. Fastuos, baroc, destinul, când pe un deal de august privesc stelele la oaltă cu fiul și cu nepoții și ne minunăm împreună cu câți ani lumină ne miluiește Dumnezeu, cu câtă iubire. Și în final vreau să citesc o întâmplare extraordinară petrecută la Bistrița Năsăud, când am fost invitată împreună cu minunata prietenă și poetă Tess Gallagher să-și lanseze cartea pe care tocmai eu tradusesem, Pulberea de aur a tăilor. Și am să vă citesc și după aceea vă iert, nu vă mai spun nimic. Somptuozitatea prezenței, se numește ce voi citi acum, sau nimic nu e întâmplător. Pentru Tess Gallagher din Port Angeles și pentru Anki Dimpintea din Runcu Salvei sau despre somptuozitatea prezenței. Tess și Anki Dim, hergelii de lumină cuvintele lor, engleza ei întâlnită cu româna lui, nord-vestul american cu nordul bistrițean și între ei frumosul, el traducătorul cel mai bun. Așa, ei care sunt atât de diferiți, de asemănători în bunătate, cu plete albe și unul și altul, și cu aceeași tandrețe învietoare cu care vorbesc ei doi despre cai. De mici împrieteniți amândoi cu coamele viteze, cu galopul, cu tăcerea de fân a celor mai buni prieteni, ea povestindu-i despre picior de înger, primul ei cal, primul ei și cel mai iubit căluț. Și el povestind despre caii lui, ca despre niște copii pe care trebuie să-i ocrotezi, să-i iubești, să le acoperi spinările cu opături, iarna în munți și să le ușurezi povara. Și ochii lor albaștri, împăienjeniți de lacrimi, doar depănând amintiri despre căluții lor. Anki Dim, cel înhămat la căruța, la căruța plină cu sacii de moară ca să jureze cai, cum tu, Tess, ești înhămată la căruța poeziei în America ta mare și super mirobolantă. Aceleași opintiri
celeste până la urmă, suferință de plumb. Urcând povârnișurile spre casa din runcul domnesc sau spre malul abrupt de la ocean, din nord-vestul american sau spre pășunile din munții olimpici. În vis, Tess dezleagă toți caii din peninsulă, le face darul suprem, libertatea. În viața ei, cea de toate zilele, crește un mânz alb și hrănește căprioarele care îi mănâncă din palmă. Anchidim se întoarce în fiece noapte acasă, să-și ude livada, iar ziua paște răbduriu cai din pășunile raiului. Mulțumim încă o dată, Liliana Ursu, și reverență. Mulțumim, domnule Ion Pintea, domnule Teodor Baconschi, domnule Laurențiu Ciprian Tudor, Monica Pilat, încă o dată mulțumiri dumneavoastră pentru această prezență magnifică alături de distinși invitații ai serii și de această carte. Doamna Liliana Ursu spunea ceva despre un migdal. Putem pune o cortină citând un haiku din Nikos Kazantzakis, care zice așa: i-am spus migdalului, frate, vorbește-m despre Dumnezeu, și atunci migdalul a înflorit. Vă rog să pășiți către Cartea Pașilor și către autografe. Mulțumim!